pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiție, modernizare, drumuri locale, statele de Cutrocuș și Cușoara cu statul Cutrocuș, în cadrul proiectului național de dezvoltare rurală, sub măsura 7.2, investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică. Având în vedere referatul numărul 1839/2015 de către Birou Urbanism, prin care se solicită aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiție, modernizare drumuri locale, satele Târgu Trotu și Mișoara, județul Bacău. Expunerea de motive numărul 1837/2015, formulată de către domnul viceprimar al Comunei Târgu Trotuș, raportul de avizare registrat sub numărul 1836/2015 de către Birou Urbanism din cadrul aparatului de strategie primarul primarului Comunei Târgu Trotuș și avizul comisiilor de specialitate în cadrul Consiliului Local Comunei Târgu Trotuș. Hotărăște. Se aprobă documentația tehnico-economică pentru proiectul modernizare drumuri locale, satele Târgu Trotuș și Mișoara, Comuna Târgu Trotuș, conform anexei numărul 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Finanțarea obiectivului de investiție se face prin proiectul național de dezvoltare rurală, sub măsura 7.2, investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică. Lucrările ce vor fi executate pe teritoriul administrativ al Comunei Târgu Trotuș, județul Bacău, vor fi prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției. Îmi prezintă cineva ceva la așa ceva? Da? Sau să vin la cuvânt? Da? Domnul consilier, ministru. Domnul Moise. Este președinte, așa, unde mulțumesc, domnul președinte, doamnelor și domnilor. Vreau să vă aduc la cunoștință că o greșeală, nu știu, de redactare. Cine? Dumneavoastră, doamna contabilă, ați făcut? Doamna Bodron. Doamna Bodron, să-i spuneți că aici, la noi, aici, la costurile estimate ale investiției, da, nu este suma de 4.000. Că asta înseamnă 4.000 de roni, înseamnă 1.000 de euro. Deci înseamnă 4.697.000. Da. În hotărâre scris corect. Ceea ce înseamnă. Probabil, dar da, la ce ne-a parvenit nouă consilier, nu avem. Spate deci de anexă, e trecut corect. Mergeți în spate. Mă rog, nu am ajuns în spate, da, o să spicuiesc din spate. Da. O să studiez, pardon. Deci ar fi 1.056.000 de euro. Da. O întrebare care, nu știu cui să o adresez. Doamne contabile, domnilor viceprimari, această sumă, noi am studiat puțin materialul care l-am avut la dispoziție, se referă la drumurile comunale din Târgu Trotuș și Vișoara. Aș vrea să știu mai exact ce drumuri vor fi asfaltate, când vor fi asfaltate, dacă s-a început un proiect, pentru că deja cu vreo câteva luni în urmă discutam despre acest proiect. Nu știu, dar foarte vag a început de discuție, mă rog. Și dacă vă gândiți că pleacă de la primărie, să spunem, cu asfaltarea și nu se duce până la cimitir, nu mai faceți, domnilor. Pentru că această asfaltare nu trebuie să treacă numai până la colțul străzii, până la următoarea mea casă. Deci după aia să trecem. Pentru că trebuie să ajungă până la cimitir. Vă dați seama. Asta vreau să întreb. Și vreau și un răspuns. Asta e drumul de drum. Citeți, astea drumul de Trotuș, iar Vișoara are un singur tronson. Păi da, dar are legătura Trotuș cu Târgu. Nu, dar răspundeți-le acum. Eu vreau ca să răspund. Uitați-vă pe proiect de asta la mătuță. Eu nu mă uit pe proiect. Dumneavoastră trebuie să-mi dați răspunsul. Păi nu le citiți pe toate. Deci, ia drumul de aici, de la primărie, să începe până la cimitir. Bun, asta vreau să știu. Acest proiect este făcut cu fonduri europene, să știm de asta, că nici o virgulă, nici un milimetru nu ne putem abate de la proiectul care, de la cel inițiat. Pentru că oamenii au auzit că trece drumul pe pentru la mine. După aceea se face dreapta, nu știu, mă rog. S-a făcut mare, nu de vreme. Nu e neapărat de măcar am uitat acum de câteva timp. Bun. Când vor începe aceste lucrări? Prima ocazie când intră șerzi, îi dau un traseu, când trebuie niște apropări, niște avizi. Ce înseamnă avizi? Dar eu cred că nu cred că se va face cum s-a făcut la Vișoara, da? Să se ia banii, să se înceapă proiectul, să se bage marinarii în buzunar,
marinarii fiind bănuții, vețișorii, așa și nu pare să nu mai face nimic. Se poate garanta când vor începe. Dar un dat, așa, un termen, un termen, așa. Nu, nu, nu garantare, e funcție de avize, deci nu... Dacă n-ai contul, cum să faci? Și banii nu sunt ai noștri. Doamnă, banii vin în proporție de 80-85%, ar trebui să vină de afară. Dacă e absorbit, tot vine de afară. Doamnă, eu vă spun pentru că... Deci 80-85% vin de afară. Așa este. Și 15 sau 20%, 15% sper să fie la Guvernul României, da? Pe care îi dă. Și cum noi nu putem ști când vor începe astea sau numai asta e praf în ochi și... Nu suntem numai noi, sunt multe comune la rând și depinde de care, cum ajunge acolo și cum ajunge. Luna noiembrie trebuie să ne punem proiectelul pentru avizări, da? Luna noiembrie, da? Deci să înțelegem nu știu, că... Nu spun o dată, că n-am pus... Nu, dar să înțelegem că la dar trebuie neapărat să depunem la... Dar la următoarea ședință vom avea, cred că, pe un idei. Nu un răspuns, dar... Interesul nostru e cât mai repede. Mulțumesc frumos! Cu cât ai documentația, cu asta poți să fii sigur că ai să se absorbe. Adrian, tu la puțin. Am cerut, nu știu, acum vreo două ședințe, să ni se explice și nouă de ce n-a fost inclusă și Tuta în acest proiect. Fiindcă Tuta, cum vedem noi, nu mai face parte din comunitatea de răspund eu, dacă se poate, da? Cu drumul de la Tuta este problema că nu era înscris în drumul județenii, pardon, care ni s-a promis de la Consiliul Județean că să se facă. Nu știu ce fonduri au ei și cum așa. Noi drumul deja l-am trecut, este trecut în județul Bacău ca drum județean și atunci este cu totul altă discuție față de ceea ce discutăm. Acum discutăm numai de drumuri vicinale și drumuri comunale, da? Păi da, dar mai sunt și drumuri comunale, nu e drumul tronson nu, de era vorba de exact legătura cu orice. Lăsați-mă să vă explic. Spuneți, domnul Moise, da. Tronsonul de drum județean este din capătul satului până aici, la urcarea drumul național. Da. Restul sunt drumuri comunale și ce mai sunt acolo. Deci, eu atât pot să vă spun de drumul județean, da? Că s-a trecut în domeniul drumurilor județene din județul Bacău. Și este cu totul alt proiect și altă discuție. Da, aia se știe, dar vorbim că mai sunt și străzi aferente în Tuta care sunt drumuri comunale. De ce nu au fost prins în acest proiect? Pentru că s-a început canalizarea și în mare parte, nu în mare parte, s-a făcut aproape totul. Deci a mai rămas porțiuni din canalizare care nu este terminată. Mi-ați adus aminte și de canalizare. Da. Mai rău. La Permanent s-a putut să se facă canalizarea pe lângă drumul național. În Târgu Troduș nu se poate. Deci eu am circulat săptămâna asta că am lucrat acolo, se lucrează la canalizare în Dărmănești, în Târgu Troduș și altă lege. Nu s-a putut. Din ce cauză? Din cauza drumului național. Deci și acolo nu-i tot drum național. Nu știu dacă este tot acolo. Deci nu. Este tot același sponsor. Dar noi ce am avut pe ordonanță, 7 am încheiat. Dar acolo nu este tot ordonanță. Deci, aici și noi am încheiat-o. Deci a fost proiectul prevăzut, am încheiat anul trecut. La ce vă referiți, doamnă? La canalizarea din Târgu Troduș? Deci, prima fază. Proporția de 30. Canalizarea din Târgu Troduș? Da, da. Păi dacă este finalizat, cum puteți să spuneți că este finalizat? Doamnă, cum puteți să spuneți? A fost prevăzut în proiect. Și cine se ocupă de acest proiect? Trebuie să fie cineva numit din primărie, care se ocupă personal de înaintare. Deci eu am trimis pe cineva la Consiliul Județean, o să urmeze să mă duc eu personal. Păi dacă nu vă duceți, domnul Abavi, dacă nu vă duceți dumneavoastră, nu luați frâiile în mână și nu vă duceți dumneavoastră, n-am făcut nimic. Nu trimiteți pe X, pe Y și pe Z. Deci vă duceți dumneavoastră. Că de asta... Eu personal, păi da, normal că trebuie finanță. Da? Păi da, păi da, toți ce stăm. De un an și ceva tot stăm. Că dacă în momentul în care ne apucăm în noiembrie din proiectii pentru drumuri ca să asfaltăm, o să trebuiască rigolii, va trebui să asfaltăm și trebuie ca să... Notați că eu sunt la Consiliul Județean, da? Și trebuie, spuneți-mi odată, când, nu știu, dar odată măcar, băi, spuneți în 2020, ca să nu mai întrebăm în ședință. Nu poate înainta nimeni odată. Nu, 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 da, odată, nu, stați puțin, că eu am făcut referire. Spuneți odată, domnule, când se poate branșa lumea la sistemul de canalizare? Ca să nu vă mai tachinezi omul, domnule, în ședință permanent. Vă place să fiți tachinați? Da. De, dacă vă place, așa facem, domnule. Asta e. Domnul Baica. Da. Doamna Sfântă, să te explicați că domnul Moise a spus că la Dărmănești s-a făcut pe drumul național. Da. Pe lângă, nu pe... Pe lângă drumul național. Da, da, dar deci... Și de ce nu pare? Domnul Băcaru, domnul Băcaru. Este bine că s-a demarat acest studiu de fezabilitate.
Și urmează ca domnul primar, domnul viceprimar să se ocupe de aproape de acest lucru. Este neplăcut faptul că în tuta, pe bună dreptate, a zis domnul Moise, nici pe Gorbaciov, nici pe București Noi nu s-a demarat nimica. Este neplăcut. Cu toate că se știe, viză, la pod, probabil. Cu toate că se știe și știe toată lumea că tuta reprezintă 35-40% din populația comunei. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, vreau să spun, în anii 91, 92, 95, 94, nu știu cât, vă aduceți și dumneavoastră aminte, s-a făcut un studiu pe toată comuna de către domnul inginer Socaci privind introducerea gazelor în comună. Acest dosar, vreau să știu unde se mai află. Se mai află în primărie, la Luacina, că am plătit bani serioși acum. Da, faza principală a fost, de început, a fost realizarea SRM-urilor care... Dar există. Care există un studiu făcut în acest sens. Nu, trebuie să uităm, deci... Deci trebuie scos de acolo și pus cumva niște fonduri europene, eu știu, trebuie făcut ceva. Sunt comuni care au venit la noi, noi am avut niște pași, am fost la Târgu Mureș cu domnul Andrei, domnul Pian, am fost la Târgu Mureș, în acest sens. Sunt comun cum e Cașinul, care a început aceste studii după Comuna Târgu Mureș și în Cașin sunt gaze. Deci s-a introdus gaze. La noi, nimic. Da, o să vedem și... Deci, când s-a demarat studii de exactitate pentru introducerea gazului natural în Comuna Târgu Mureș, s-a emis o hotărâre de guvern prin care s-a spus clar toate cheltuielile trebuie suportate de comunitate. Deci nu era atunci vreme vorba de fonduri europene și mai departe. Deci hotărârea de guvern există, de acolo mai departe trebuia să ajungă la contribuția cetățenilor. La momentul respectiv. La momentul respectiv. E, acolo, acest dosar se poate revigora, se poate aduce în discuție și se poate discuta altfel. Dar eu aș fi mulțumit să realizeze, din tot ceea ce ne-am propus, să se realizeze câte una sau două, da? Ar fi bine. Aș fi foarte mulțumit. Vom să punem la vot. Cine este pentru? A specificat, două secunde, a specificat acolo că domnul Ababi se va prezenta. Domnul Ababi, se va duce la Căj, pentru la Constituție. Nu la Căj, la Căj, la Căj, nu se duce. Dar cine este pentru? Abțineri, împotrivit. Da. Aștept la ședința următoare răspuns de ce n-a fost tuta inclusă în acest proiect. Da, vă să dăm scris. Da, doamnă, notați acolo, adică treceți... Deci a fost că eu văd o discriminare aici, nu știu ce s-a vrea scris în termenul. Și cotă să se zice pe așa. Să probabil. Că asta o să fiți sancționați când mai veniți cu data dată. Cu pixul și cu asta. Sumă de bani. Și au avut prioritate, deci Ișoara, că era drumul cel mai... Nu există asta, doamnă. Nu mai dați explicații. La Tuta nu s-a făcut canalizarea pe cele mai importante, pe cele mai importante străzi. Deci nu vorbim de canalizare. Deci s-au făcut mai prostii în ultimul. Dar s-au făcut și s-au realizat. Hai să trecem la comună. Da, ia-ți-mi la următorul, cu mare rău, dar sunt competență. Hotărâre pentru aprobarea implementării.